Este așa? Și Biblia îmi spune, să nu fiți mulți învățători, că veți primi o pedeapsă mai aspră. Dar toți suntem chemați să fim pocăiți. Amin? Toți suntem chemați să trăim după voia lui Dumnezeu. Toți, dar absolut toți. Vorbesc despre Biserica Domnului. Cât despre lume, cine are șansa, cine are harul să înțeleagă cuvântul vieții, va veni în Biserica Domnului și Domnului va vorbi așa după cum are nevoie slăvit să fie Domn. În seara aceasta aș vrea ca Domnului Dumnezeu să mă călăuzească în primul rând, să zic pentru mine sau pentru voi. Să zic întâi pentru gloria lui Dumnezeu și atunci pentru mine, pentru voi sau pentru voi sau pentru mine în ultimul rând. Asta nu mai are importanță, cred eu. E important pentru gloria lui Dumnezeu și mântuirea noastră a tuturor. Pentru că și eu sunt mântuit când ascult și predic, simt o deosebită putere. Așa mai spus, fraților, când plec din Avon, după o călăuză, simt așa ca și cum aș ieși eu dintr-o mașină de spălat de cea. Știți cum e aici la care se spală hainele? Una dintre cele mai mari. Așa mă simt de curățit, de luminat, de puternic, după ce plec din Avon. Sau acasă, când citesc cuvântul Domnului, când mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu, la fel mă simt bine și mulțumit, pentru că Duhul lui Dumnezeu este peste mine și mi-a vorbit slăvit să fie Domnul. Și în seara aceasta aș vrea ca cu toții să împărtășim gândul acesta și să dorim cu toții să ne vorbească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă uitați bine la acest cuvânt pe care fratele nostru l-a citit, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Aș vrea să am aici, te rog, să-l dai și rețelele acelea. E un cuvânt de care, în primul rând, apostolii au avut nevoie, dragii mei. Și apoi toți urmașii apostolilor, adică bisericile Domnului, că lor li se adresează cuvântul Domnului. Domnul nostru Iisus Hristos nu spune lumii, fiți lumina lumii. E limpede lucrul acesta. Fiți sarea Pământului. Lumea nu are cum să fie nici lumină și nici sare. E vorba despre apostol, fiți sarea Pământului și lumina lumii. Adică, ce vrea să spună Domnul aici, apostolilor? Mai apoi, bisericilor, bisericii din Ierusalim, bisericilor care s-au înființat imediat după înălțarea Domnului, apoi bisericilor care s-au format dintre neamuri, presbiteri, păstori, diaconi, membri, cântăreți, biserica în sine. Deci, lor, Domnul nostru Iisus Hristos îi se adresează în toate timpurile până la lor. Și ne spune așa, voi sunteți sarea Pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de asără? Dar numai dacă ne uităm bine aici, e vorba despre o putere de asăra. Sarea are o putere. Am stat și m-am gândit aici, Doamne, ce o fi sarea aceasta? Și a zis bine fratele nostru Marcel, printre altele e dragostea care trebuie să vadă, să se vadă în noi, să o vadă Dumnezeu în noi, să o vadă lumea în noi, să o vadă și frații. Dar aș vrea ca să afișeze fratele nostru capitolul 2, din cartea lui Moise, Leviticul, capitolul, versetul 13, deci 2 cu 13, să vedem într-o oarecare măsură cuvântul lui Dumnezeu aici definește sarea. Uitați-vă ce spune. Toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare, să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este? Semnul legământului Dumnezeului tău la toate darurile tale de mâncare să faci sare.
Amém? E o vorbire spirituală, simbolică, pe care Hristos Domnul nu te sfințează, pentru că El vorbește în continuare în pilde bisericii și apostolilor mai ales. Acum ar trebui să intrăm să vedem ce înseamnă acest legământ, despre ce legământ este vorba. Dacă seara este semnul legământului, atunci care este acest semn al legământului? Dragii mei, am stat și m-am gândit, am cercetat și aș vrea acolo spate surori, surioarele tinere să nu mai vorbească deloc între ele. Dacă aveți, ați venit aici, vă rog frumos, să vă uitați și să ascultați cuvântul Domnului de pe față. E foarte important pentru voi. Deci, uitați-vă să vedeți, puterea de a săra, ucenicii, biserica Domnului are, Dumnezeu are, Domnul nostru Iisus Hristos are pretenția aceasta să aibă putere de a săra. Voi sunteți sare, adică voi sunteți semnul legământului. Și am stat să mă gândesc bine ce vrea să însemneze lucrul acesta, ce vrea să spună Domnul. Atunci, uitați-vă să vedeți când își va pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Dragii mei, spunea fratele nostru căci sare este dragoste. A spus el un adevăr aici. Nu putem trece peste ce a spus el, așa este. Noi trebuie să avem în noi acest semn pe care am să vi-l spun acum. Adică semnul trăirii lângă Hristos, pentru Hristos. Adică practica, pocăința, aceasta este puterea de a săra. E semnul legământului. Uitați-vă să vedeți ceea ce spune 11:31 în jos. În cartea lui Daniel, pe unii îi va linguși, spune, le va deveni prin linguși și vor rupe legământul. Oamenii când rup legământul, încep să nu mai trăiască lângă Domnul, să nu mai trăiască pentru Domnul. Ei pur și simplu au lepădat această putere de a săra. Adică putere de a trăi, mărit să fie Domnul. Practica vieții tale, e sare. Uitați-vă să vedeți ce spune mai departe. Ca să înțelegem și mai bine. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Și după aceea zice, voi sunteți lumina lumii. Vreau să vă întreb ca să înțelegem și mai bine. Care este roata luminii? Bunătate. Vedeți? Practică. Trăire lângă Dumnezeu. Trăire după voia lui Dumnezeu, neprihănire și adevăr. Asta înseamnă lumină. Asta înseamnă sarea din tine, pe care Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre ea și are pretenție de la noi ca să sărăm, să fim sare. Adică să se vadă că noi încă legământul acela pe care l-am încheiat cu El, de a trăi pentru El. În bunătate, neprihănire, adevăr, aceasta înseamnă lumină, roada luminii. Capitolul 5, versetul 9, Efeseni. Roada luminii stă în bunătate. Voi sunteți lumina lumii. Adică lumea trebuie să vadă în voi fapte, practică, trăire exemplară. Lumea! Între noi mai găsim unii la alții greșele, așa-i? Voi puteți vedea greșelile mele și eu le văd pe ale voastre. Și normal ar fi ca noi să începem să ne corectăm. Și să învățăm cu toți de la Domnul. Dar pretenția Domnului nostru Iisus Hristos este aceea. Lumea să vadă că voi aveți putere de a săra. Putere de a trăi. Adică voi aveți în voi practică. Pocăință. Lumină, adică bunătate, neprihănire, adevăr. Asta vrea Iisus Hristos să vadă lumea în biserică. Asta a vrut Hristos să vadă lumea de atunci în apostol și în bisericile de atunci. Nu eu am scris asta, voi sunt
sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Voi trebuie să aveți gust în voi. Voi trebuie să aveți putere de a trăi, de a da rost vieții. Slăviți să fie numele Domnului pentru aceasta. Ei erau aleși lui Dumnezeu. Voi trebuie să fiți lumina. Pentru că altfel riscați să fiți călcați în picioare. Aș vrea să vă dau un exemplu. E vorba despre capitolul 25 cu versetul 27 în cartea Genezei. Un exemplu de aseară. Și mă rog ca Dumnezeu în seara aceasta să ne lumineze și să ne dea putere să înțelegem acest cuvânt. Un om care avea, vreau să vă întreb pe voi, sau n-avea sarinia, semnul legământului. Un om care avea sau n-a, a fost sau n-a fost lumină. Nu putem să vorbim despre alegere dacă nu vorbim despre cei doi oameni. Uitați-vă ceea ce spune cuvântul Domnului. Esau își vinde dreptul de întâi născut, versetul 27 în jos. Băieții aceștia s-au făcut mare, Esau și Iacob. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult în timp. Dar Iacob era un om liniștit, spune Domnul, cuvântul Domnului, care stătea acasă în corpul. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacob. Odată pe când fierbea Iacob o ciorbă, Esau s-a întors de la timp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacob, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta rușiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele de Edom, numele Edom. Iacob a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacob a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacob. Vreau să mă întreb, avea omul acesta în el putere de a săra? Un om care își vinde dreptul de întâi născut. Un om care pur și simplu nu mai ține cont de absolut nimic, de niciun legământ, de niciun cuvânt al lui Dumnezeu care i-a vorbit. Un om care pur și simplu e gata să facă orice pentru poftele lui. Dragii mei, vă rog frumos să ne uităm bine la acest lucru. Esau și-a vândut dreptul de întâi născut. Și cuvântul Domnului spune în capitolul 1 Ioan, Evanghelia după Ioan, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Dreptul de întâi născut al Lui Dumnezeu l-ai primit atunci când l-ai primit pe Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Și mă rog în seara aceasta ca Domnul să-și înnoiască legământul făcut cu noi prin jertfa sa. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. E o nebunie ca pentru poftele tale să rupi legământul cu Domnul. N-ai în tine puterea de a săra. N-ai în tine practica pocăinței. Nu există în tine lumină, adică bunătate, neprihănire, adevăr. Mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în seara aceasta să imprime cuvântul său în noi. Amin. E o nebunie. Dumnezeu, nu numai pe ei ales, dragii mei. Cuvântul Domnului spune limpede în psalm, ferice de cel pe care l-alegi tu, ca să stea înaintea feței tale. Voi sunteți înaintea cuvântului lui Dumnezeu, înaintea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Totdeauna vreau să reamintesc bisericii. Domnul este prezent aici, spune cuvântul său.
În Evanghelia după Matei, amin? Spune limpede, clar, 18 cu 20, mi se pare. Dacă sunt adunați pentru numele meu, 2 sau 3, eu sunt prezent în mijlocul lor. Și aș vrea ca să înțelegem lucrul acesta, să încercăm să înțelegem bine, dar cum poate fi Hristos aici în mijlocul nostru? El e totdeauna prezent prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt, mărit să fie Domnul. E prezent atunci când tu citești, tu l-asculți, tu ești atent. Tu radiezi de lumina Lui. Tu ținoiești legămintele cu El. Tu ești plin de putere. Tu stai față în față cu Dumnezeu și cu Hristos, cu Duhul Sfânt. Stai la îndemâna Duhului Sfânt. Aici vreau să ajungem în seara aceasta. Ce însemnează să fii sarea pământului, să fii lumina lumii, să fii o cetate așezată pe un munte, lăudat să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem bine lucrul acesta și ceea ce ne vorbește Domnul, amin? Amin. Deci acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. 18, 20 și am spus parcă 20 și 18. Aș vrea să înțelegem acest cuvânt al Domnului. Este Domnul aici. E cuvântul Domnului în mijlocul nostru. E în gura ta, e în inima ta. E cuvântul credinței care ne-a mântuit, care ne-a sfințit, care are puterea să ne curățească, să ne ocrotească, să ne întărească credința în seara aceasta. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, stratomena cadabriovert. Lăudat să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni, mulți aleși al lui Dumnezeu care, fără să-și dea seama, au rupt legământul cu Domnul. Dar în seara aceasta suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a ales să fim aici. Amin? Așa cum spune cuvântul Domnului în Psalmul 65:4. Ferice de cel pe care îl alegi tu, afișează-te, rog. Doamne, suntem aici să ascultăm cuvântul Tău. Suntem aici pentru că Te dorim și vrem să fim cu adevărat sarea pământului și lumina lumii, lăudat să fie Domnul. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale și de sfințenia templului tău. Vreau să avem în vedere acest verset 4. Ferice de cel pe care îl alegi tu. Oameni buni. Sunt oameni care sunt aleși de oameni. Și sunt oameni care sunt aleși de Dumnezeu. Sunt oameni care, uitați-vă să vedeți ceea ce spunea cuvântul Domnului 6 cu versetul 70, Evanghelia după Ioan. Iisus Hristos vorbea limpede și clar acolo. Versetul 70 cu capitolul 6, Evanghelia după Ioan. Nu v-am ales eu pe toți 12 și totuși unul dintre voi este un drag. Doamne, ai milă de noi! De aceea așa cum obișnuiesc să spun de fiecare dată, pe tine însuți, cercetează-te, încearcă-te pe tine însuți. Nu recunoști tu că Iisus Hristos este în tine, este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. El este puterea de a trăi. El este puterea de a săra. El e lumina vieții tale. Prin El radiem, mărința pe Duhul Sfânt. Pe comena sabria mort. Avem nevoie de o trăire exemplară, de putere de a trăi exemplar. Pentru asta vrea Dumnezeu, asta nu vrem noi. Mulți ar vrea să trăiască cum vor ei, dar El vrea să trăim așa cum vrea El. Să fim așa cum a fost El, mărit să fie Domnul. Aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Mărit să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă să vedeți ceea ce spune Isaia 32 cu versetul 8. Cel ales, îți dai seama de el, îl
cunoști imediat. Pentru că cuvântul Domnului mi s-a limpede și clar. Cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. 32 cu 8 Isaia. Vă rog frumos să aveți în vedere acest lucru și să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru această lucrare. 32 cu versetul 8 am spus. Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Și versetul 5, mai de sus un pic, mai sus un pic, spune, nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inima largă, lăudați să fie Domnul. Vreau să faceți diferența. Mișelul, nebunul, nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inima largă. Căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău ca să lucreze în timp nelegiuit și să spune neadevărul împotriva Domnului, ca să se lase lihnit sufletul celui flămând și să ia contura celui însetat. Armele mișelului sunt nimicitoare. El face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. Și acum urmează versetul 8. Dar cel ales la suflet, faceți deosebire. Și Duhul Sfânt mă îndeamnă din nou să spun acel verset din 2 Corinteni, capitolul 13 cu 5. Încercați-vă pe voi înșivă. Să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne încercăm pe noi înșine. Nu recunoaștem noi că este Hristos în noi, afară numai dacă suntem lepădați. Doamne, în seara aceasta mă cercetez. Doamne, vreau să recunosc că ești în mine. Vreau să recunosc că sunt de partea ta. Vreau să văd lucrul acesta. Prin ce? Prin mișelie? Prin nebunia mea? Nu. Prin alegerea mea, prin lumina care este în mine, prin puterea de a săra după voia lui Dumnezeu, să spunem în seara aceasta, Doamne, s-a încheiat aproape anul, mai sunt 2-3 săptămâni, s-au făcut atâtea lucruri, s-au făcut atâtea planuri înaintea Domnului, nu știu câte din ele le-am dus la bun sfârșit, nu știu ce se va întâmpla anul viitor, dar anul viitor vreau și doresc și mă rog ca să am putere mai mare de a trăi, să am să fiu practicant în pocăință, Doamne, să fiu lumină, Doamne Iisuse, să fiu mai bun, să văd în mine roada aceasta bunătății. Bunătatea lui Dumnezeu e mare. Neprihănirea lui Dumnezeu. Adevărul pe care Dumnezeu vrea să-l cunosc. Adevărul pe care Dumnezeu și Iisus Hristos vrea să-l trăiesc, pentru că El este adevărul, El sunt calea, adevărul și viața. Să cunoaștem adevărul. Câte lucruri minunate ne vorbește Scriptura despre adevăr, să-l cunoaștem, să-l trăim, să-l vorbim, să-l însușim. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta să spunem, Doamne, cercetează-ne, mântuie-ne, Doamne. Sunt fel și fel de alegeri. Vreau să vă spun ceea ce spune cuvântul Domnului prin Ieremia, capitolul 1. Unui copilaș, dragii mei. E vorba despre un copil pe care îl alege Dumnezeu. Vedeți-vă ceea ce spune aici cuvântul Domnului. Domnul mi-a zis, nu zice sunt copil, căci te vei duce la tot ce acea vreme care te voi trimite și vei spune tot ce voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu care au o alegere deosebită, care în ei e sarea, care au în ei sare, putere de a săra, care au în ei lumină. Mesia este Domnul. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul mi-a întins și a întins în mâna și mi-a întins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Astăzi te pun peste neamuri și peste împărății să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Vreau în seara aceasta să vorbim un pic și despre acest lucru. Să nu facem o confuzie. Știi ce se spune azi?
cuvântul acesta. Se referă oare la diacon, la presbiter, la păstor să-i tărâmi, să-i smulgi, să-i tai? Acesta este întotdeauna un duc de rădăcine. Oameni buni, nu e vorba aici despre așa ceva. E vorba despre cel rău. E vorba despre păcat pe care Dumnezeu vrea să-l smulgi din mine sau din tine. Să-l smulgă prin mine, prin cuvintul pe care îl menuiesc eu. Un duc de rădăcine vine totdeauna să-l smulge pe păstor. Să-l dărâmă pe păstor. Să-l tai pe păstor. Acesta este un duc de rădăcine pur și simplu. Dumnezeu nu l-a chemat la aceasta pe Ieremia și nici pe tine și nici pe mine. Dumnezeu ne-a chemat să smulgem, să tăiem, să dărâmăm răul, să sădim și să zidim pe copiii lui Dumnezeu. Amin! Vreau să vă spun, toți care aveți bindul acesta, în prima ordine de idei, vreau să vă spun, eu în obicei, știu că și eu am fost tânăr în credință și acest lucru se spunea, nu face bine fratele pastor. Și aici le fugea minte imediat. Păi nu m-a pus Domnul să smulg, să tai, să zide pe cine? Pe omul lui Dumnezeu? Asta e un duc de rădăcine 100%! E o lucrare de rădăcine să crezi o minciună! Pentru că n-ai primit dragostea adevărului ca să fii mântuit! Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne dea lumină! Amin! Slăvit să fie Domnul care ne vorbește în seara aceasta despre această lucrare și aș vrea ca Domnul să lucreze și mai departe. Te-am ales să vorbești cu mintele lui Dumnezeu. Te-am ales să vorbești acolo unde trebuie. Te-am ales să postești. Te-am ales să te rogi. Te-am ales să predici. Te-am ales să rabzi. Spunea în Romani, ultimul capitol, capitolul 16, se lăuda și vorbea despre apele, încercatul slujitor al lui Dumnezeu. Auziți, un om cu care se laudă Pavel, se laudă Duhul Sfânt, era un om încercat. Un om care nu știa nici să predice, cred eu. Un om care probabil nu avea nici putere de rugăciune. Un om care probabil... cine știe, nu era bine pregătit, dar trecea, cred eu, mereu, biruitor, prin încercare. De aceea îi spune Pavel, în șoapele, încercatul slujitor al lui Dumnezeu. Un om în care Dumnezeu se laudă prin încercările prin care trece. E omul meu pentru care, aleluia, a murit. Și înțelege că el... slăvește și laudă numele meu, înțelege lucrul acesta prin încercări și de aceea mă laud cu el, cred eu, că de aceea scrie în epistola sa de el. Aș vrea ca în seara aceasta Duhul Sfânt să ne lumineze. Vreau să vorbim un pic și de Samuel, capitolul 16, versetul 13. 1 Samuel, aș vrea să vedeți un pic alegerea omului acestuia. L-au adus întâi, mi se pare, pe Eliab. Ce-a zis Domnul? Ce-a zis Domnul despre omul acesta? Samuele, nu te uita la statura, nu te uita la fața lui. Auziți ce spune cuvintul Domnului? Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și-a zis, negreșitosul Domnului este aici înaintea lui. Și auzi ce spune cuvântul Domnului. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la fățișarea și înălțimea statului lui, că și l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la ce? Domnul se uită la inimă, oameni buni. Isaia a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isaia a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isaia pe cei 7 fii ai lui pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis lui Isaia, Domnul n-a ales pe niciunul din ei.
apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi. Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Apoi Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Și acum unsul, alesul Domnului, Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bărai, cu ochii frumoși, cu fața frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge. Și el este. În seara aceasta, tu ești alesul lui Dumnezeu, că ești aici. Ești omul lui Dumnezeu, amin? Și vreau să înțelegi lucrul acesta. Dumnezeu te-a chemat să fii sarea pământului. De textul fratelui nostru Marcel, din care am vrea să înțelegem ceea ce ne-a vorbit și fratele Marcel, sau Duhul Sfânt și prin el, și ce cred eu că Duhul Sfânt vrea să ne mai vorbească în puținele minute care mi-a rămas. Iisus Hristos vrea să fim sarea pământului. El ne-a ales pentru aceasta. Iisus Hristos vrea să fim lumina lumii. O cetate așezată pe un munte. Iisus Hristos ne-a chemat la aceasta. Amin? Să dorim și să vrem lucrul acesta, să ne împlinim din toată inima noastră, pentru că nu e cuvintul omului, ci e cuvintul lui Dumnezeu, amin? Haideți să ne ridicăm în picioare și frații noștri să laudă pe Domnul.